Voi cap că am fost jucați pe degete, că suntem nu știu ce și nu știu cum și uite. Cine te-a jucat pe degete? Tu, energia ta e jucăușă, e nebună, e sălbatică. Dai seama, moși strămoși cât ai în tine energetici, cât ai putere ai, îți dai seama, cum să nu se joace ei acum, au intrat în, s-au avatarizat în mine, ai mei, cum să nu se joace, de ce vrei, de secole au trecut, s-au jucat, de toate profesiile pe lume care sunt, da? De ce vrei s-au jucat? Și acum ce? A venit unul care zice, am fost jucați pe degete, de nu știu cine, de cine ai fost jucat? De cine ai fost jucată? Tot de energia ta din tine, da? Tu, energia ta, tu, energia divină. Intri în, da? Și începi să te joci, da? Nu te-a jucat nimeni pe degete. Pe care degete? Tot tu ești energia ta. S-a jucat de a energie pozitivă și de a energie negativă și de a toate energiile de pe lume, da? Ok. Și acum ești unde ești, înțelegi lucrurile cum le înțelegi și nu a vrut nimeni să facă mișto de tine sau invers. Tu ți-ai propus toate, tu, astea sunt cadourile tale lăsate din viitor, din trecut, din cu strămoșii tăi din trecut și cu strănepoții din viitor. Și tu te-ai nimerit la mijloc și distrează-te. Asta se întâmplă și ținem pasul cu o clipa, da? Cu prezentul. Ții pasul cu prezentul. Gata, ce treabă ai? Acolo se rezolvă. Se rezolvă, se dizolvă în trecut și se rezolvă în viitor. Dar tu ții pasul în prezent.